Neața, neața, bună dimineața, bine v-am găsit în PC Area. Eu sunt Mihail și dacă ați urmărit astăzi mai de dimineață serverul de Discord, am spus acolo că voi face un clip în care voi prezenta o posibilă ofertă de telefoane mobile la Black Friday pe EMAG anul ăsta. Și cineva m-a întrebat când e Black Friday-ul în 2020. În România, noi suntem atipici un pic și Black Friday e cu o săptămână înainte față de majoritatea țărilor, dintr-un motiv foarte simplu. La noi, curierii sunt supraaglomerați, mai tot timpul, dar de Black Friday sunt supra-supra-supra-aglomerați. Și vin două zile în care ei sunt liberi teoretic. 30 noiembrie, care e ziua Sfântului Andrei și care e liberă, și 1 decembrie, care e ziua națională a României. Și cumva, pentru a se evita aceste date, în care evident curierii nu vor lucra, s-a pus Black Friday cu o săptămână înainte, deci îl vom avea pe 20 noiembrie. Acum, să nu vă gândiți că o să vă ajungă pachetele repede, că niciun an n-au ajuns pachetele repede, au fost câțiva norocoși, oameni din București, dar în general pachetele ajung destul de greu, ajung după 4-5 zile în medie. Cu toate că Black Friday este, cum vă spuneam, cu o săptămână înainte, pentru că sunt puțini curieri și pentru că sunt foarte multe pachete, evident. Și da, probabil că video ăsta va mai genera vreo 2-3 pachete, că o să vă uitați pe lista asta, o să vedeți telefoane și o să ziceți, bă, eu mi-l cumpăr pe ăla. Chiar să-mi spuneți în comentarii ce telefon v-a atras atenția din lista asta. Acum să vă spun cum am alcătuit lista. N-am un glob de cristal, nu citesc în stele și evident n-am puteri paranormale. Că dacă aveam puteri paranormale, aveam puteri paranormale. Revenind și vorbind cât se poate de sincer, lista asta este bazată pe ceea ce am văzut în anii trecuți la Black Friday și pe ceea ce cred eu că ar putea fi la Black Friday datorită popularității, nivelului mare de vânzări și bineînțeles a faptului că au mai fost telefoane din aceeași gamă și de la același producător în anii trecuți la reducere. Cel mai ieftin telefon, telefonul ăla de 200 de lei, s-ar putea să fie chestiuța asta, Samsung Galaxy A10S, care este un telefon, sincer să vă spun, interesant. E un telefon interesant, e un telefon la 200 de lei, dacă va veni anul ăsta, va fi pomană curată, sincer acum va fi pomană curată, are senzor de amprentă, cameră duală, ecran HD, nu știu dacă e AMOLED ecranul, mă gândesc că este IPS, pot să greșesc, s-ar putea să fie, nu, este IPS, dar e un IPS de bună calitate, este varianta Samsung de IPS, are un Helio P22, un procesor de la MediaTek, e și la un procesor decent pentru 200 de lei, are jack, Wi-Fi, n-are Wi-Fi AC, dar e suficient, micro USB pe bune, Samsung, come on! Adică înțeleg că cineva în China are foarte multe, da, ca să înțelegeți ce se folosește micro USB, căci că e mai ieftin, că se mai găsesc pe stocuri și sunt mai ieftine. Nu știu cât salvează, dar ok. Au o cameră de 13 megapixeli wide, ok, și o cameră de 2 megapixeli pentru modul portret. Nu avem 4 camere, nu avem 10 camere și nu avem camera aia de macro. Camera frontală de 8 megapixeli, e decentă. Văd că știe și HDR, are și blitz și baterie de 4000 de mAh. 4000 de mAh cu procesorul ăsta ar trebui să ducă 2 zile fără niciun fel de probleme și chiar 3 zile în caz de utilizare ușoară. Ceea ce nu poate fi decât bine. Și by the way, lista asta o găsiți în descriere, v-am pus un link către site-ul PC Area, am publicat acolo toată lista, simplu și banal de accesat, dați click pe fiecare telefon și vedeți și voi despre telefonul ce vă interesează. Mai departe avem un A51. Bă, A51 s-a vândut anul ăsta foarte bine. Unii spun că ar fi cel mai bine vândut telefon de la Samsung. Nu știu ce să cred, dar e un telefon interesant. E un telefon cu un design evident 2020. Are un spate chiar foarte interesant. Nu este sticlă și nu este aluminiu. Este Glastic, așa îi spune Samsung, ca pe telefonul de 1000 de euro. Deci cumva te simți ca și cum avea în mână un Note, pentru că Note-ul are și el Glastic pe spate, Note-ul simplu. Ca specificații, cred că are 6 GB de RAM, s-ar putea să greșesc să aibă 4. Văd că are Android 10, ecran AMOLED, Gorilla Glass 3, are 4 GB. Are 4 GB de RAM, mi se pare că ar exista și o variantă în piață cu 6 GB, dar nu o luați de bună. Da, e un telefon cât se poate de modern, care evident că are USB-C de data asta și jack de căști. Jack-ul de căști este după părerea mea foarte important, pentru mine, poate pentru voi nu, filmează Full HD și 4K, 4K în 30 de cadre, Full HD în 60 de cadre. La capitolul camere, 48 de megapixel wide, 12 megapixel ultra wide, o cameră de 5 megapixel de macro și 5 megapixel pentru portret. Bine că nu avem 2 megapixel pentru macro, că sunt o grămadă de telefoane care au o cameră de 2 megapixel de macro doar ca să fie un al patrulea senzor acolo. Știți cum făceau chinezii pe vremuri când puneau ei, făceau ei clone după iPhone și a doua cameră era de obicei fake. Așa e și camera asta de 2 megapixel, care ea există, este conectată software, e reală, dar scoate niște poze vai de mama lor. Ok, ăsta cred că va fi undeva la 999. 999, poate 899, nu cred că va fi mai jos, clar nu va fi mai jos, pentru că na, el în mod normal e 1700, hai să fim serioși. Tot timpul a fost la 1200, ba chiar și mai jos, a fost și pe la 1100, deci să nu vă gândiți că telefonul ăsta chiar e 1700 de lei, nu, nu e 1700 de lei. La 1700 de lei îți iei A71 în mod normal. Da, știu, și ăla e 2000 de lei, tot timpul le bagă în promoții ca să pară că au avut un preț mai mare. Dar valoarea lor reală e asta, 1299, chiar 1199. Are 128 de GB de stocare, e un telefon interesant, vine cu Android 10, are sticlă pe față, corninguri la glas 3 și un procesor de la Samsung, un Exynos, deci nu prea veți avea succes cu romurile custom sau nu știu eu, să aibă romuri custom, poate care, n-am studiat problema. NFC, da, să știți că NFC-ul poate fi o raritate pe telefoanele din ziua de azi și unii chiar scriu că în modelul telefonului, da, scriu că au NFC, pentru că sunt unele modele care teoretic n-ar trebui să aibă NFC la banii, mă gândesc, nu știu. O să vorbim și despre modele de genul ăsta. Mergem mai departe și evident vorbim de fratele lui un piculeț mai scump, care este Samsung Galaxy A71. Și aici îmi vine mie în minte ideea asta, dacă ăsta este 1699 în mod normal și este 1699 fără promoție, e ceva. Dacă au același preț, pe ăsta s-ar putea să-l vedem în modul cel mai sincer undeva pe la vreo 1499, 1399, poate chiar 1299. Nu cred că va fi la 999, dar dacă va fi la 999, atunci ăsta nu va fi deloc în promoție. Dar cred că ăsta va fi la 999 și ăsta pe la 1299. Îi țin prețul sus, probabil va fi în oferta de Black Friday, nu-l văd să fie vândut de EMAG. A, ba da, îl vinde și EMAG-ul, tot 1699, la 2199, pe bune. Ăsta e 2200, pe la 2300 lei ție S10 Lite, care îl dă pe ăsta la o parte de granda, nu înțeleg. 6 GB de RAM, 730G procesorul, 128 de GB de stocare, ecran AMOLED, un ecran AMOLED de bună calitate. Nu știu dacă are HDR ecranul, trebuie văzut asta, puteți vă uita pe GSM Arena, nu o să stau eu acum să mă uit, dar ideea este că e un ecran bun, e un ecran bun, USB de tip C, evident jack de căști în banii ăștia, suportă microSD, cred că și la dinainte suportă microSD dacă nu mă înșel. Da, cred că suportă și nu cred că n-ar suporta microSD. Da, suportă și ăsta, 6 GB de RAM, baterie bună și vă poate confirma Paul, ține bateria, este o baterie de 4500 care ține ca la balamuc, filmează 4K și Full HD. În Full HD poate filma 60 de cadre, 4K evident va filma 30 de cadre, 64 de megapixel camera normală, camera lentila standard, 12 megapixel ultra-wide și cele două camere care cred că sunt aceleași de macro și de portret, sunt și ele acolo ca să spună Samsung că au 4 camere, nu de altceva. Și acum trecem la seria M. Seria M este o serie cunoscută pentru bateriile mari. Băi, și M21 are baterie nu mare, foarte mare. Mi-am dorit telefonul ăsta, dar sincer să vă spun, am stat și l-am mai, nu știu cum să spun, cântărit și am zis că parcă aș vrea ceva un pic mai performant. La 729 de lei cât costă ăsta resigilatul, bă băieți, pe bune acum. Ecran, ce ecran? Ecran AMOLED, evident. Un ecran AMOLED bun de la Samsung, n-are el HDR, da, e ok. Are un procesor octa-core tot de la Samsung, același octa-core ca pe A51, e 9611. Are Wi-Fi AC, USB tip C, 48 cu 8 pentru ultrawide și 5, filmează 4K, evident filmează și 1080p, 6000 de mAh baterie. Bă, fraților, aș da pocofonul meu în orice moment al zilei pentru baterie pe telefonul ăsta. Deci este... Și nu cred că e atât de rău telefonul, sincer. Adică dacă m-ați spune să aleg între M21 și A51, sincer l-aș alege pe ăsta, doar să văd dacă are senzor de amprentă. Și da, are senzor de amprentă pe spate, ceea ce e foarte ok. Și la banii ăștia, 729 de lei pentru telefonul resigilat, eu l-aș lua și pe ăsta resigilat. Bă, că sunt mai multe resigilate pe aici. Da, e un telefon interesant. Asta se pare că e mai supărat un pic. Zgârieturi profunde, muchie, accesorii utilizate. Ok, da, e un telefon bun. Deci dacă pe ăsta îl prindeți la, să spunem, un 699 sigilat, yes of course. Yes of course, chiar și 799 ar fi un preț bun. E un telefon bun. E un telefon bun prin prisma softului. Nu știu că am spus și o să spun tot timpul, Xiaomi este king of the budget. Da, este king of the budget, dar să știți că softul la Xiaomi este thumbs down, e nasol, e... Nu, nu. Deci nu. Clar, 100% aș merge pe un telefon de genul ăsta pentru baterie. Și avem și pe fratele lui un piculeț mai performant, cu 6 GB de RAM și un ecran un pic diferit, care arată un pic mai bine și cred că senzorul de amprentă este, dacă nu este pe... Cred că este aici sau este sub ecran. Ar fi interesant să vedem unde este. Sub ecran? Tot 6000 de mAh, nu știu unde este senzorul. Cred că ne putem uita totuși un pic pe GSM Arena să vedem, dar sincer, cred că este sub ecran, mă gândesc, sau pe cant. Ia să vedem. Fingerprint side mounted, da, e side mounted, de pe cant, da. Se încarcă la 25W. Băi, și ăsta e interesant, dar ăsta, dacă o să fie la 999, o să se bată cu A51. Și bătându-se cu A51, eu l-aș lua pe ăsta any moment. Deci dacă A51 are baterie bună, vă dați seama că ăsta 6000, același procesor, tot 9611, o cameră în plus, văd aici față de alt, față de M21, 64 de mega wide, 12 mega ultra wide, 5 macro, 5 pentru portret. Decent, chiar foarte bun. Cred că va fi, dacă va fi în ofertă, undeva la 999 sau 899 va fi și un telefon bun. Clar nu face 1999. Deci 2000 de lei nu face. Când vă uitați la prețurile astea care sunt tăiate, să știți că prețurile tăiate sunt mai mult așa puse ca să zică, au ce reducere. Știi, cu cât pui prețul mai sus, cu atât reducerea apare mai bună. Dacă îmi zicea că e 20.000 de lei și mi-l dădea cu 1.300, eram... Mi l-a redus mai mult de 90%. Stai un pic că nu e chiar așa. Adică ei, ideea e că știți cum funcționează creierul uman probabil și vă dați seama că noi reacționăm cumva la reduceri din astea. Wow! Ăsta este 1949. Și ăsta la 1949 cred că va fi 1499 și va fi deal. E un 730G procesorul, e tot evident din seria M, bateria este 7000, 7000, oameni buni, nu știu dacă la 7000 de miliamperi ai cum să-l duci în cap într-o zi, nu știu dacă poți să-l duci în cap în 2 zile. Același set de camere, cred că și aceleași camere hardware, ecran Super AMOLED, 628, NFC, suportă evident încărcare rapidă, cred că la 25-30 de W pe acolo, 25 aș pare eu. În rest, cam un telefon Samsung de buget, evident tot din plastic. Nu are sticlă pe spate și arată bine, chiar dacă nu are sticlă pe spate. Pe față evident are Gorilla Glass, cred că 3 sau 5. Deci nu ar trebui să faceți probleme din cauza asta. E un telefon bun și bateria strong. Duce sesiuni lungi de gaming. Aș putea apărea 10 ore, 12 ore de gaming pe zi cu telefonul ăsta fără niciun fel de problemă și 2 zile de utilizare strong, fără gaming, evident. Și ajungem la telefoanele mai scumpe și ajungem la S10. S10 care probabil va fi undeva pe la 1999 sau poate chiar mai jos, nu știm. E un telefon care încă se vinde bine, are în continuare update-uri, va avea încă 2 ani de update-uri, încă o versiune sau 2 superioare de Android, nu știu exact. Dar clar se va vinde bine. Nu cred că trebuie să vă mai spun că S10 este un flagship de anul trecut, că e un telefon foarte bun și că se descurcă ok și în 2020 spre 2021. Avem și varianta Lite, care este Snapdragon 865 sau 855, scuze. Spuneam că este 2400, este 2164 la 2200 de lei, să spunem așa. Varianta cu 8 GB de RAM, ce vorbim? Da, este într-adevăr un deal și acum e un deal. Deci acum e un deal bun. Eu mi-am luat Pocofonul. Dacă regret, da, poate, nu știu. E un telefon bun, nu e un telefon bun și fără niciun fel de glumă, și varianta de 8 GB. Adică s-a ieftinit foarte mult. E un telefon bun, chiar dacă e procesor de anul trecut, chiar dacă e 855, să știți că nu o să simțiți foarte mult diferența. Și poate să vă spună chestia asta și Felix, care are 855 pe Mi 9T Pro-ul lui. 855 un procesor ok, adică e peste 765G, e peste 730G, e peste multe MediaTek-uri din astea noi. E un procesor bun, e un procesor bun, e undeva între 765G și 865. E chiar un procesor bun și duce orice fel de joc. Bateria este senzațională pentru 4500 de mAh cât are, senzațională, vă spun 100%. Am prieteni care s-au jucat cu telefonul, am prieteni care au telefonul și îmi spun că sunt foarte mulțumiți. 4K evident, 60 de cadre, că poate 855 ăla, USB tip C, BGN AC, Wi-Fi, toate standardele, micro SD, ecran Super AMOLED, nu știu dacă are HDR, dar da, e un telefon super bun și dacă a fost acum 2150, eu ziceam că 1999, dar sincer, ar putea să ne facă o surpriză și să-l bage pe la 1600-1700 și ar fi un deal strong. Spun la fiecare telefon că e un deal strong și când spun că e un deal strong, gândiți-vă la preț. Dar nu vă gândiți că toate deal-uri bune la prețul pe care îl anticipez eu. La prețul normal, și azi e un deal bun ăsta, adică față de alte, nu cred că găsești telefon mai bun la prețul ăsta. Poate doar Poco, dar Poco încă n-are romuri. Dar, vorbim și despre Poco, că o să fie niște surprize pe aici prin listă. Mai departe avem evident S20, care e flagship de anul ăsta și sigur va fi în ofertă sub o formă sau alta, vreo variantă de-a lui. S20 normal, Ultra, Fan Edition, va fi sub o formă sau alta în promoție. Acum trebuie să vă spun că probabil va fi undeva pe la 2500 și vor fi puține bucăți, dar lumea o să se bată pe el pentru că este S20, pentru că e cel mai tare flagship, bla 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 bla. Specificațiile cred că le știți deja, nu trebuie să vă mai spun. E un telefon bun chiar dacă are varianta Exynos 990. Acum probabil o să vă întrebați, păi stai puțin, dar nu o să avem varianta cu Exynos? Nu, în România nu o să avem varianta cu Snapdragon, scuze. Deci da, o să avem Exynos-ul și varianta 4G. Pentru că da, la Samsung procesoarele Exynos sunt separate de modemul 5G și poți să le iei fără modem 5G. Să dai 3600 de lei pe un telefon cu Android cu 4G în 2020 e puțin, da. Eu am dat 2400 pe un telefon cu 5G care acum e 1999. Dar discutăm și despre Xiaomi imediat, că avem și de la Xiaomi câteva telefoane. Mergem la Apple. Că am vorbit destul despre Samsung. Stați puțin, că am vorbit puțin mai mult despre Samsung decât trebuia. Dar cum Apple are puține modele, aia e. Am ajuns la iPhone SE2. Hit one-ului, cel mai șmecher telefon mic, ultimul procesor de la Apple, mă rog, penultimul, că de acum a apărut a 14, dar un procesor foarte bun, mă rog, iPhone 8 reciclat cu procesor modern, eu zic că e ok, nu? Ce ziceți voi? Băi, prețul, că știți că la Apple toate discount-urile astea se fac cu acordul lor, nu prea poți să te joci tu cu prețurile cum vrei tu, greu de zis. Aș părea pe 1999. Aș părea pe 1999 sau 1899. Nu cred că o să se ducă mai jos de 1899 nici bătut. E model nou, lansat anul ăsta și probabil pe la 1499 s-ar putea să vedem un iPhone 8 sau un iPhone 7. Deci ăsta clar va fi la preț de peste 1800 de lei. Nu am cum să-l dea mai jos, că nu există variantă de 32 de GB, deci da. Oricum și dacă va fi la 1899 sau la 1999, se va vinde, ați ghicit, precum pâinea caldă. Pentru că, evident, cei de la Apple întotdeauna au vândut și la prețuri exorbitante. Avem și XR-ul, care probabil a mai rămas prin stoc și o să fie... Acum e 3300, eu zic că va fi undeva la vreo 2400, chiar mai jos. O să vedem. Oricum, va fi varianta de 64 și evident și asta o să se vândă ca pâinea caldă, chit că e un LCD HD. Și avem și iPhone 11, care are același LCD HD și care probabil va fi undeva pe la 3000 de lei, 2999 și iarăși, repet, a treia oară se va vinde ca pâinea caldă, ca la balamu, cum vreți voi să spuneți, oricum se va vinde foarte bine, evident totuși va fi varianta de 64 de giga, nu vă așteptați la varianta mai sus. Mergem mai departe la iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro, care e vreo 4800 de lei, cred că va fi undeva la 3999 și iarăși o să se vândă, poate chiar și mai jos, poate va fi și mai jos undeva pe la 3599 din moment ce resigilatul ăsta e 4000. O să vedem. Oricum, iarăși nu va fi varianta aia, va fi cea mai ieftină variantă cu 64 de giga stocare, care nu mă înțelegeți greșit, sunt suficienți, mai ales dacă îți cumperi spațiu de stocare sau dacă îți urci pozele într-un serviciu gratuit cum e Google Photos. Dar le urci la rezoluție mai mică și la o dimensiune mai mică și ai storage nelimitat, poți să stochezi câte poze vrei tu. Deci din punctul ăsta de vedere nu vom avea probleme aici. Și cred că se vor vinde toate iPhone-urile, cum vă spuneam, o să rămână stocul, nu cred că o să fie în stoc câteva secunde, poate un minut maxim. Și ajungem la Huawei. Știu, eu nu sunt mare fan al brandului Huawei din cauza faptului că n-au Google Play Services, dar asta nu înseamnă că ele în România nu se vând bine. Sunt oameni care mi-au spus că trăiesc perfect fără Google Play Services, nici nu interesează Google Play Services, își descarcă APK-urile la chestiile importante, gen Facebook și WhatsApp și cam mai e. Oricum astea se actualizează automat. Deci, mă rog, automat, semi-automat, trebuie să dai tu accept, dar se actualizează de pe serverele Facebook direct, fără Play Store. Da. Asta este Nova 5T cu un procesor destul de bun, procesor de 2019 dacă nu mă înșel sau 2018, dar e un procesor puternic, e un Kirin 980, cred că mai e un Kirin 990 dacă nu mă înșel și e destul de bun, are un ecran IPS, dar e un ecran IPS de bună calitate, 6 GB de RAM cu 128, cameră de 48 de megapixel, 16 megapixel ultrawide și două camere puse acolo ca să fie. Nu cred că alea două camere de 2 și 2 sunt ceva spectaculos, dar hei, poate ori fi. 32 de megapixel pe față, filmează 4K, tind să cred că nu filmează în 60 de cadre în 4K, dar n-am testat telefonul. 3650 mAh baterie, unii zic că ține, alții zic că nu ține, nu știu ce să zic. Eu zic că e decentă, dar se poate și mai bine. Și apoi P40 Lite. P40 Lite evident că e un telefon de care probabil cu toți ați auzit, știți de el, e mare nebunie în jurul lui și ăsta va fi probabil undeva pe la vreo 750, 699, ceva de genul ăsta și va fi un deal interesant pentru cei care se descurcă doar cu App Gallery și APK-uri descărcate din alte surse. Revenim un pic la Nova 5T, 1449 acum, cred că va fi 1199 sau 1099. Și trecem la Xiaomi. Xiaomi face telefoane bune ca hardware, doar că softul lor scârție pe alocuri, dar una peste alta sunt telefoane bune. Redmi Note 9 Pro, 1299 acum, probabil va fi undeva pe la 899 sau 999. Un device foarte bine vândut, cu review-uri pozitive, oamenii sunt mulțumiți de el, mă rog, un telefon care își face treaba și nu văd de ce n-ar fi mulțumiți. Da, cred că va fi undeva pe la 899 sau 999, ceva de genul ăsta. Are un procesor 720G, care este arhi suficient pentru orice ați avea nevoie să faceți task-uri ușoare, merge și un pic de gaming pe el, baterie de 5000 de mAh, USB de tip C, jack de căști. Jack-ul de căști a început să fie un feature. Până acum era ca bateria. Nu-i păsa nimănui. Are baterie, are ecran, era o chestie, nu știu cum să spun, implicită, da? Și acum jack-ul de căști a devenit un feature, pentru că mulți îl scot, mulți producători îl scot. Ai 6 GB de RAM, evident Wi-Fi AC, filmează 4K în 30 de cadre, HDR, nu știu dacă ecranul e HDR, dar e un IPS de bună calitate, corningul la Glass 5, iarăși, ori la Glass 5, la banii ăștia, e foarte bine. Android 10, da, e interesant, e chiar interesant, un device bun. Și dacă va fi 899, va fi un deal interesant, o să se bată cu Samsung-urile și probabil că s-ar putea să atragă niște oameni dacă nu vor vrea ecran AMOLED. Pentru că, evident, lumea se mai uită și la ecran în ziua de azi. Note 8 Pro e telefonul de anul trecut, un telefon, nu trebuie să mă credeți pe mine pe cuvânt, trebuie să-l încercați, un telefon foarte bun. M-am jucat cu Note-ul ăsta, l-are o colegă și în afară de mici bug-uri în software care există, ea e foarte mulțumită, zice că o ține bateria, n-ai nicio problemă, nu mi s-a plâns, îi merge bine, răspunde bine, chiar e un telefon ok. Are un procesor, era să zic Snapdragon, dar nu are Snapdragon, are un procesor MediaTek. Și înainte să săriți că MediaTek, oameni buni, telefonul este foarte bun. Și încă o chestie, are o tonă, dar o tonă de romuri custom. Da, MediaTek are o tonă de romuri custom, surprinzător. La început oamenii nu dezvoltau romuri custom, că se bricuiau telefoanele, acum are o tonă de romuri custom. Și un telefon echilibrat, ecran bun, nu e AMOLED, evident, este tot un ecran IPS, dar un ecran IPS de bună calitate. Tot așa, Wi-Fi de tip AC, USB tip C, 64 de megapixel cameră, 8 megapixel ultra wide. Da, ținând cont că este MediaTek, problemele apar la Gcam, care nu merge atât de bine, dar și cu aplicația stock scoate poze decente. Eu pe grupul de Xiaomi România, sincer, văd cele mai multe poze postate de utilizatori cu, ce credeți, Note 8 Pro. Da, e un telefon interesant și v-am spus, n-are atât de mult lag să spui că e un telefon pentru 1000 de lei, e un telefon bun. Și acum să spun prețul de Black Friday, că asta vă interesează, nu? Prețul de Black Friday, băi, dacă îl pun la 799 sau la 699, va rope rău de tot. Chiar dacă nu mai are update-uri, că nu mai primește versiunea superioară de Android, ci doar patch-uri, va rope. Vă spun sincer. Și acum ajungem la Poco. Eu nu l-am pe ăsta, e un Poco F2 Pro. Băi, ăsta e un telefon, e un telefon interesant. E un telefon care are 120 de Hz rată de refresh la ecran. Doar că softul și cu hardware nu prea ajută ecranul. Adică i-au pus ecran de 120, dar el e supărat. Are foarte mult lag în UI. Da, e un telefon interesant și Xiaomi promite că va da patch-uri ca să repare aceste probleme și se încearcă să-l facă mai bun. Xiaomi încearcă, da? Se tot încearcă acolo în China. Băi, e un telefon interesant, dar v-am spus, are lag. Dar una peste alta are un 732G, nu e 730, 732G. Are 6 GB de RAM, camerele sunt decente. Sunt camere, o cameră de 13 megapixeli, nu știu ce cameră e asta, nu știu ce senzor e, dar am văzut camere decente, chiar decente, 64 de megapixeli și astea două camere puse ca să fie, adică, vă gândiți, sunt puse acolo ca să fie 4, știi că toată lumea are 4 camere, care sunt cele mai ieftine camere pe care le putem adăuga? Păi, camerele astea de macro și camerele de portret, și punem din astea. Asta se pot tăia din listă, dar are o cameră de 64 de megapixel care e foarte bună, 20 de megapixel pe față, filmează 4K 30, doar pe spate, evident pe față filmează 1080p, cred că era evidentă treaba asta. Capacitatea bateriei este de 5160 de mAh. De menționat e că în India există o variantă specială care are 6000 de mAh. De ce nu ne-a dat varianta cu 6000 de mAh și în Europa, pe bune? Xiaomi știu că are o slăbiciune pentru India, dar totuși, în rest, da, e un telefon foarte bun, merită bănuții, cu update-uri de software, evident, care vor veni, pentru că altfel, în momentul de față, 120 de Hz sunt doar pe hârtie. Cu update-urile de soft, telefonul ăsta va deveni din ce în ce mai bun și nu poate fi decât bine. Mai departe, Redmi 9C. S-ar putea, nu știu sigur, dar s-ar putea să fie ăsta telefonul de 199 și nu A10S. Băi, ăsta e un telefon care are NFC la 479 de lei și Xiaomi face o chestie din treaba asta. Și la Poco X3 au spus Poco X3 NFC, pentru că au NFC. Poco F1 n-a avut NFC, Deci a fost un flagship, dar n-a avut NFC. Mă rog, flagship killer. Și n-aveam NFC și nu puteam să plătesc cu NFC-ul și toată lumea scotea telefonul și scoteam cardul. Acum am NFC pe telefon, dar mi-e mai ușor să scot cardul. E complet altă discuție, știu că am deviat. Dar asta e un telefon cu NFC, are un procesor de la MediaTek, dacă nu mă înșel, cred că e de la MediaTek. Da, MediaTek Helio G35, cred că e mai bun decât pe 22 de pe A10, dacă stau să mă gândesc. Are 2 GB de RAM cu 32 GB de stocare, evident suportă Wi-Fi AC, suportă card microSD. Are cameră de 13 megapixeli principală și 2 megapixeli pentru portrete. Și baterie de 5000 de mAh. Cât credeți că o țină bateria la telefonul ăsta cu 5000 de mAh? O căruță de vreme, că na, e 5000 de mAh. De ce să nu țină? E din plastic, ecran HD, decent. Eu zic că e decent, e bun, dacă e 199 e super. Nu știu dacă are... A, e senzor de amprentă. Zic că nu e nicio problemă. Și mi se pare că vine și cu carcasă în pachet, dacă nu mă înșel. S-ar putea să-mi greșesc. Dacă vine și cu carcasă și cu folie pe ecran, deja s-a terminat nebunia. Și am ajuns și la Motorola. Pentru că și Motorola probabil va avea niște telefoane în ofertă. Acum, Motorola face telefoane bune cu Android One. Sunt bine vândute în România. Sunt o grămadă de modele foarte populare vândute. Văd aici, am pus eu pe listă E6S. E 499 de lei telefonul ăsta, ca specificații vine cu un P22 ca A10S-ul, 32 de GB de RAM, 32 de GB de stocare, doamne, cum 32 de GB de RAM, Mihaile, și 2 GB de RAM, Android 9, deblocare cu amprentă Face ID, n-are Face ID, nu vă, deci nu are Face ID, are probabil un gen de deblocare cu camera, dar hai să explicăm un pic care e treaba asta cu deblocarea facială. Este deblocare facială 3D, aia cu senzor, cu nebunii, și este deblocare facială 2D. Și asta e deblocare facială 2D cu poză. Adică nu știu dacă poate fi făcălit cu o poză, dar e deblocare facială tip poză. Și da, nu-i foarte sigură, dar avea senzor de amprentă pe spate și cred că e destul de rapid. Văd aici o cameră principală și aici un alt modul. Cred că are o cameră de 13:2. Da, 13:2 pentru def și pe fața are 5 megapixeli, filmează bănuiesc că 1080p, nimic special. Și ultimul telefon din listă, Motorola Moto Geo Power. Ăsta cred că va fi undeva la vreo 600 de lei. Și dacă ăsta o să fie 600 de lei, băi, va fi un deal destul de interesant. Snapdragon 665, 4G, Wi-Fi, evident doar BGN în atât? Băi, 665 are doar BGN? Nu, nu cred că e greșit. Nu se poate să aibă doar BGN, pe bune? Adică, what the... Pe bune? Nu, nu, eu nu... Adică sunt un pic confuz. Ia să vedem. Băi, pe bune, adică doar BGN? Da, mă rog. Sunt curios de o chestie, ia. Mia 1 avea tot BGN? Sunt chiar... Da, nu știu ce. Asta avea AC. Și asta n-are. Pe bune și procesor. Whatever, da. Asta va fi undeva la probabil vreo 550-600 de lei. Și dincolo de faptul că are un Wi-Fi mai lent, e un telefon interesant. Are o baterie bunicică, 5000 de mAh. Camera de 16 megapixel principală, USB tip C. Are ultra-wide, are și telefoto, deci are și un pic de zoom. Și camera de macro. Da, vă dați seama că acea cameră de macro e iarăși pusă acolo ca să fie la numări. E... Cum putem și noi să fim la fel ca ceilalți? Putem pune ecran AMOLED? Nu. Dar putem pune camere de macro? Da, putem. Cred că această cameră de 2 megapixeli este atât de ieftină încât nici nu contează dacă o adaugi. E un cent, 2 cenți. E acolo doar ca să fie. Și ăsta e un telefon, v-am spus, interesant. Da, cam asta e oferta pe care eu o văd de Black Friday la EMAG. Evident, s-ar putea să apară schimbări, modele noi. Nu știu cum să spun, dar m-am gândit la un moment dat că s-ar putea să vină la cel mai ieftin telefon, da, să fie cel mai, să zicem, accesibil, cel mai așteptat telefon și cum să-i spun, la 199 de lei, să vină vreun brand românesc. Dar nu cred că e cazul. Nu cred că e cazul. Adică... Nu știu dacă Volvio ar putea să producă ceva sau Evolio sau alt brand românesc, că nici nu mai știu care sunt, se aducă din China și EMAG nu o să se complice, pentru că vor fi probleme cu garanțiile. Telefoanele alea vor avea probleme, că dacă costă 199 de lei, evident vor avea probleme și na. Poate doar Hand să se bage, că ei mai vând telefoane chinezești din astea atât de ieftine. Una peste alta, cum am spus, asta e lista, o găsiți și voi pe site, pe pc-area.ro, dacă vreți să intrați acolo și să vedeți mai multe detalii. Eu am fost Mihail, voi ați fost în PC Area. La revedere, să aveți o zi frumoasă. Ah, și da, dacă v-a plăcut video-ul ăsta, dați un like.